Mulțumesc frumos. Nu știu care este surpriza pe care v-am făcut-o, în afară de aceea că am întârziat și am întârziat din motive întemeiate, pentru că în paralel a fost o dezbatere pe curriculum național organizat de Institutul de Științele Educației, dezbatere esențială, nu zic foarte importantă, spun esențială. Deci aceasta este singura scuză pe care o am pentru întârziere. O surpriză pot să vă fac și dumneavoastră și colegilor din minister care mi-au pregătit un discurs politically correct. Este foarte frumos, este foarte complet, spune tot ce am făcut, spune și ce am mai avea de făcut, dar surpriza pe care vă fac este aceea de invitație la o dezbatere, pentru că, domnul Orășanu, am primit o invitație la dezbatere, nu la un discurs aniversar, nu? Da. Dacă am înțeles bine. În care invit... Cred că directorul dumneavoastră de cabinet a înțeles bine. El ne-a spus că nu o să ajungeți, că nu vă permite programul, dar noi vă mulțumim că v-ați făcut timp, vă mulțumim pentru deschiderea dumneavoastră. E foarte bine ca Ministerul Educației să fie deschis față de toți partenerii pe care îi avem în sală, pentru că până la urmă oamenii din sală sunt cei mai importanți în această dezbatere și în atelierele care urmează. Și sigur că invitația noastră la dialog este mai mult decât binevenită și vă mulțumesc pentru ea. Și vă mulțumesc și pentru timpul pe care vi l-ați făcut să veniți aici. Mulțumesc și eu pentru abordarea elegantă. Nu-mi permite programul, într-adevăr. În rest, toată lumea îmi permite, doar programul nu îmi permite. Mă bucură foarte mult prezența dumneavoastră aici și vă spun și de ce. Este un challenge personal. Din moment ce am afirmat în repetate rânduri că un nou proiect al legii educației, dacă va fi și când va fi, el va trebui să fie rezultatul unei dezbateri foarte largi. Cer scuze pentru lipsa de modestie, dar până acum nu știu de ce n-au mai fost astfel de idei de consultare a mediului socioeconomic și a ONG-urilor cu activitate semnificativă în domeniul educației la elaborarea unor reglementări în domeniul educației, cu atât mai puțin a unei legi. Nu este nicio problemă, nu competențele mele istorice, nici cele politice sunt cele care mă fac să am curajul unei asemenea abordări în fața dumneavoastră. Deci nu mă raportez la ce a fost. Spun doar că insist pentru o consultare largă cu toți cei care au un cuvânt de spus. Mediul socioeconomic este format din cei care beneficiază de rezultatele educației, fie că vorbim de nivel preuniversitar, fie că vorbim de nivel universitar. Este absolut necesară consultarea acestui mediu. Deci în această formație, dacă am putea să ne regrupăm pe undeva sfârșit de septembrie, început de octombrie, aș fi de-a dreptul fericit. Rămâne doar de probat capacitatea noastră administrativă de a lua în calcul toate opiniile, și aici fac o paranteză, prima rundă a fost organizată cu cei implicați direct în educație. Profesori, sindicate, asociații ale elevilor, cele trei asociații reprezentative ale studenților, ARACIS, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Institutul de Științele Educației, deci cu actorii implicați direct, nu beneficiari. Propunerile au fost foarte multe. Sunt în sală colegi care au participat la aceste dezbateri. De foarte multe ori, așa cum era firesc, au fost antagonice. Unele în consens, puține, foarte multe antagonice. Mă bazez foarte mult pe opiniile ce vor veni din rândul beneficiarilor pentru a ne ajuta pe noi, cei din interiorul sistemului, să luăm decizia corectă. Deci participarea dumneavoastră, înțeleg că am sprijinul domnului Orășanu, care a reușit o mobilizare extraordinară pentru participare la consultări în cadrul celei de-a doua runde. Am spus, nu avansez niciun termen pentru un proiect al legii educației care să poată fi înaintat și susținut cu argumente spre dezbatere în Parlament, spun decât că va dura atât cât va fi necesar. Nu știu, apropo de dezbatere, știți că a fost lansată întrebarea anul școlar 2016-2017 să înceapă pe 5 sau pe 15 septembrie. Propunerea a venit de la Consiliul Național al Elevilor, a venit cu foarte multe argumente, acela că în 80% din țările europene școala începe pe 1 septembrie, că în luna iunie deja
eficiența procesului actului educațional este diminuată din cauze externe, că profesorii sunt ocupați cu examene naționale, se pregătesc și ei de titularizare definitivată. Deci au fost foarte multe argumente care ne-au făcut să luăm în considerare aceste lucruri. Ulterior au venit și argumente contra. Am avut și un sondaj de opinie, Avangard, ne-a arătat că 61% din respondenți vor să înceapă școala pe 15 septembrie, 16% vor pe 5 septembrie, 23% nu știu ce vor. Bun. Alături de o abordare profesionistă, fundamentată științific, e nevoie și de consultare și e nevoie de înțelepciune și echilibru în a cântări toate aceste răspunsuri pentru a avea decizia corectă în spiritul așteptărilor societății, pentru că, încă o dată o spun, acea stabilitate și predictibilitate a reglementărilor din educație nu poate fi asigurată atâta vreme când nu vin în întâmpinarea așteptărilor societății. Și aici dumneavoastră aveți un cuvânt foarte important. Am dat doar un exemplu de consultare. Sigur, Horia, care este președintele Consiliului Național al Elevilor, e un pic supărat pe mine că rezultanta consultărilor merge spre a lăsa 15 septembrie, dată de începere a anului școlar 2016-2017, dar încă o dată spun, am apreciat maturitatea abordării pentru că au venit cu această solicitare nu pentru a fi aplicată în timpul jocului din septembrie 2015, ci solicitarea lor a fost de a aplica această regulă din septembrie 2016. N-am avut noroc de data asta, Horia, mai încercăm, poate convingem mai bine data viitoare. Altceva ce ar putea să intereseze foarte, foarte proaspăt. Avem nevoie de curriculum și, în egală măsură, avem nevoie de manuale. Avem nevoie de examene naționale care să fie mai relevante. Sigur, Consiliul Național de Centrul Național de Evaluare și Examinare spune asta e curricula, după o programă dată, ce subiecte putem face noi. Institutul de Științele Educației vine și spune, doamne, noi facem decât curriculumul. Manualele și subiectele le fac alții. Sigur, fiecare poate să aibă dreptatea lui. Dar până la urmă, toate acestea nu este problema că se decontează la nivelul Ministerului. N-am nicio problemă cu asta, credeți-mă. Dar le decontează întreg sistemul, le decontează fiecare elev în parte. Asta este trist. Astfel de deficiențe de comunicare și incapacitatea de a găsi un stil de lucru eficient între două instituții care au același coordonator. Suntem ca într-o clădire pe care nu trebuie să o redecorăm. Orice analogie cu Ministerul Educației care ar trebui să se schimbe în timp ce funcționează e departe de ceea ce vreau să spun. Deci sistemul de educație nu este un sistem ce poate fi oprit și restartat. Trebuie să facem ce trebuie făcut din mers. Și în afară de elemente punctuale, să spunem, nu știu, dau exemplu încercării pe care am făcut-o cu plusuri și minusuri de a organiza concursuri pentru inspectorii școlari județeni, supuse criticilor din toate părțile. Aș vrea să judeca singur. Dacă la prima dată de organizarea concursului din 42 de inspectorate s-au prezentat candidați pentru 40 de inspectorate, 21 au luat concursul și au luat concursul oameni cu o abordare foarte diversificată. Celelalte 21 n-au putut fi ocupate pentru că doi nu s-au înscris, alți doi s-au retras, nu s-au prezentat, iertați-mă, reformulez. Și 17, care întâmplător în cea mai mare parte erau inspectori generali în funcție, și mai erau și candidați unici. Au avut diverse indisponibilități.
care ia determinat să se retragă din concurs după prima aprobă scrisă, din punct de vedere al reglementărilor, chiar dacă sună mai ciudat, poți să te retragi din concurs în timpul concursului. Deci, inspector general în funcție, candidați unici. Am organizat a doua serie, cu multă perseverență, de care o să dau dovadă și în continuare, indiferent în ce monedă voi plăti. Și n-am reușit să ocupăm 21 de posturi. S-au ocupat decât 10. Au mai rămas 11. O să continuăm. Problema este că ideea era nu aceea de organizare la nivelul inspectoratului, ci din experiența proprie a cuiva care a condus o școală și care ce a reușit să realizeze, mult, puțin, a reușit să realizeze datorită faptului că știa că are stabilitate 4 ani pe acel post. Stabilitatea asta este necesară în toate școlile din România și sunt 7.000 de școli cu personalitate juridică. În total sunt 19.000 de școli, dar 12.000 sunt arondate, 7.000 sunt cu personalitate juridică, deci 7.000 de directori. Deci, astea sunt lucruri de executiv. Sunt importante, dar nu sunt cele mai importante. Acestea trebuie făcute din mers, pentru că nu poți să faci altfel. Dar esențial este curriculumul. Esențial este să avem profesori care să poată să aplice. Esențial este să avem autori de manuale. Și aici discuția poate să fie lungă. Vedeam exemplu, nu, domnul Staș, al sistemului de educație din Finlanda. Ne minunăm cât de bine sunt, dar din discuțiile cu omologul meu am aflat că au început acest proces în urmă cu 20 de ani. Și au fost perseverenți, au fost coerenți și rezultatele se văd. Nu o să putem schimba peste noapte. O să se schimbe destul de multe generații, dar ideea este să facem ce trebuie. Când am preluat mandatul de ministru, aveam o viziune pentru anul 2024. În fiecare an să schimbăm programa, să modernizăm programa școlară la o clasă. În anul 2015 la clasa 3-a, 2016 clasa 4-a și tot așa până la 2024 clasa 12-a. Tot ce am reușit să identific ca soluție și dacă cineva are și soluții mai bune, a fost de a reforma programa la clasa 5-a în paralel cu clasa 9-a în anul 2017. A 6-a cu a 10-a în 2018, a 7-a cu a 11-a în 2019, a 8-a cu a 12-a în 2020. Mai repede, nici eu, nici colegii de la Institutul de Științe ale Educației nu știm soluție. Și acesta este un obiectiv extrem de ambițios, dar care trebuie să rămână și trebuie să fie realizat, indiferent de cine. Ca să avem programa școlară și manuale, după care să se învețe, în septembrie 2017, indiferent că va fi 1 sau 15 septembrie, tot septembrie 2017 va fi, la clasa 5-a și clasa 9-a, trebuie să avem programa școlară la clasele 5-9, deci nu la 5-a și la 9-a, ci la 5, 6, 7, 8, 9, e evident, finalizată, cel puțin cu un an înainte. Pentru asta ar trebui să reușim până la intrarea în vigoare a unui nou proiect al legii educației, există disponibilitate de, deși s-a spus că nu e bine să avem ordonanțe de urgență, dar cred că va fi de înțeles dacă vom avea ordonanțe de urgență prin care să dăm manualului școlar statutul pe care îl merită, acela de bun de interes național. Și nu de bun oarecare privit de OUG 34 ca atare, indiferent cine va gestiona procesul de achiziție prin licitație de manuale, va avea aceeași problemă. Va trebui să aleagă un manual de nota 7, 8, în detrimentul unui manual de nota 10, doar pentru că e cu câțiva bănuți sau un leu mai ieftin. Este o reglementare stupidă. Toate statele europene au reușit să găsească soluții și eu personal îmi exprim public nedumirirea pentru faptul că n-am reușit, și aici mă includ și pe mine, până acum să găsim o soluție la această problemă. Să scoatem manualul școlar de sub incidența prevederilor OUG 34. Acest lucru s-ar putea reglementa printr-o lege organică, legea educației naționale, deci dacă va fi definit ca atare,
din câte știu eu, fără să fiu expert în tehnică legislativă, s-ar putea să prevaleze. E un fel de a spune. Bun, ca să avem în un an mai devreme de 2017, înseamnă septembrie 2016, ca să avem curriculum gata pentru clasele 5, 6, 7, 8, 9, în septembrie 2016, trebuie să avem planurile cadru aprobate. Termenul cel mai târziu pentru planurile cadru este noiembrie 2015. Aici avem o mare problemă. Și da, am spus că nu o să țin discurs, dar până la urmă văd că nu am vrut să fie interactiv. Avem o mare problemă. Toată societatea, toată lumea e de acord că avem o programă școlară mult prea încărcată. Mult prea încărcată. Sunt marea majoritate a disciplinelor cu o oră de studiu pe săptămână. Ce să-i cere elevului într-o oră pe săptămână, cu excepția câtorva discipline, matematică, limba română? Toată lumea spune că e prea încărcat. Și asta până în momentul în care pui degetul pe o disciplină. În acel moment, din partea colegilor profesori, din partea sindicatelor, va începe, e evident, o demonstrație foarte puternică cum că în acea disciplină stă întreg universul. Deci asta este o ipocrizie. Asta va naște multe supărări, dar trebuie să o facem. Și este noiembrie 2015. Planurile cadru. Și aici, de asemenea, dumneavoastră, puteți avea un cuvânt extrem de serios, dincolo de faptul că am organizat un grup de lucru pentru elaborarea planurilor cadru, conform reglementărilor legale, și am adăugat un grup de lucru pentru validarea programelor cadru, planurilor cadru, extern. Reprezentanții Academiei Române, reprezentanți din centrele universitare, reprezentanții ai sindicatelor. Acest colectiv nu trebuie să lucreze într-o manieră succesivă. Întâi cel care le elaborează, după care eventual ajungem foarte aproape de luna noiembrie și cei care validează vor fi presați de timp să le valideze, că altfel nu se poate. Am discutat chiar în timp ce dumneavoastră începuseți conferința, că lucrurile trebuie să se deruleze în paralel. În paralel. Deci nu o validare după, ci să fie consultată. Iar orice idee, chiar dacă nu fac parte formal din acel grup de validare, este binevenită. A planului cadru. Vorbesc de validarea planului cadru. Ulterior va trebui să constituim grupurile de experți pentru fiecare disciplină, pentru elaborarea curriculumului. Acest lucru vreau să se facă extrem de transparent. Oricine consideră că merită să facă parte din acel colectiv să poată să-și exprime această intenție. Același lucru, și iertați-mă că sar de la una la alta, dar este tot proaspăt să spun așa, se va întâmpla pentru că paranteză la paranteză. Încerc să-mi păstrez firul logic. Atunci când am preluat mandatul, a trebuit să mă documentez și eu cum faci să ajungi printre cei aleși care propun subiecte pentru examene naționale. Fie că este vorba de examene de evaluare națională, de bacalaureat sau de evaluări la clasele 2, 4, 6 sau de examen de titularizare sau de examen de definitivat. Am aflat, dar nu mi-a fost simplu și cred că totuși un ministru are la îndemână mai multe căi de a afla adevărul decât altcineva. Pentru a nu se mai întâmpla acest lucru, vom avea postat și pe site-ul Ministerului, începând de mâine, 1 septembrie, și puteți verifica acest lucru, postate două documente, un apel pentru selectarea celor care vor participa la elaborarea subiectelor naționale și va fi deschis apelul și voi veghea să fie deschis și să se ia în considerare toate cererile, afirm public, începând cu 1 septembrie și până pe data de 22 septembrie. Apelul pentru evaluator de manuale, pentru că aici avem o altă problemă. Știți, Institutul de Științele Educației face curriculumul,
Manualele le face altcineva. Va fi deschis pentru în perioada 1 septembrie-30 octombrie 2015. Toate condițiile vor fi afișate pe site-ul Ministerului. V-am spus că n-am pasiuni istorice, dar așa am mai auzit și eu că n-ar mai fi fost până acum. Poate da, poate nu. Afișate pe site-ul Ministerului. Nu mă pretind a fi un expert în general și în istorie cu atât mai puțin. Am închis și această paranteză. Deci toate aceste măsuri vreau să vă spun că fac parte din acelea care încearcă să repare o mașină din mers. Importantă rămâne viziunea, planul cadru. Astăzi a fost discutat la Institutul de Științele Educației, în paralel cu conferința noastră, un document de politici publice în educație. Un document care definește profilul absolventului de învățământ primar, de învățământ gimnazial, de învățământ liceal. Nu știu dacă este domnul Fartușnic în sală. S-a discutat și de faptul că poate ar fi nevoie să definim și un profil al cadrului didactic. Este propunerea calitativă în dezbaterea de instituții. Am vrut să știți cum arată profesorul care vizează aceile totul pe care o propune. Am susținut-o fără să știu a cui este propunerea, doamna președinte. Deci, aceste lucruri rămân... Sigur, altfel, sunt primul care o spun. Am stat alături de colegii noștri la extragerea și pregătirea subiectelor pentru bacalaureat și prima și a doua sesiune. Am stat cu multă perseverență. Se reglează ce se poate regla în anumite condiții. Am avut un număr în valoare absolută de peste 17.000 de absolvenți de bacalaureat. Nu este, e important. Mai ales pentru învățământul superior e important. Dar nu este elementul cel mai relevant. Este important, este relevant, dar nu este cel mai important. Calitatea acestor absolvenți. Deci un document de politici, cum este cel în curs de elaborare la Institutul de Științele Educației, care să definească profilul absolventului de bacalaureat, ce ne așteptăm de la absolventul de învățământ liceal, este extrem de important. V-am plictisit suficient de mult, sunt foarte multe subiecte la care vreau să mă mai refer, dar poate nu reușesc să le identific pe cele de interes pentru dumneavoastră. Așa că m-ar ajuta întrebări din partea dumneavoastră, fie că sunteți în prezidiu sau în sală. O să fie și o sesiune de întrebări și răspunsuri, dacă mai aveți amabilitatea să zăbăuiți doar câteva minute. Mai avem un reprezentant care aș dori să se adreseze auditorului și după aia aș deschide pentru exact întrebări și răspunsuri și să fim toți aș dori să am și selecțiunea necesară pentru a răspunde. Mulțumesc! Mulțumim mult, domnul ministru! Mulțumim! 17. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu mă cunosc, numele meu este Răzvan Oroșanu, sunt președintele Asociației Ține Tănânt și am realizat această conferință națională, în primul rând cu niște voluntari, pe care aș vrea să-i menționez. Andrei, Elena, Ioana și Cătălin, precum și o foarte inimoasă doamna Arnăutu de la World Vision România. Mulțumim! Partenerul oficial al evenimentului este Fundația Hans Zeidel și aici le mulțumesc celor doi directori regionali și pe România, domnului Petru și domnului Daniel Zaibar. Mulțumim World Vision România, mulțumim Coaliție pentru Educație, mulțumim Coaliție pentru Resurse Educaționale Deschise RED, mulțumim Asociației Române de Literație și mulțumim IGLU și BEDER. Toți care s-au alăturat acestui eveniment. Voi modera acest eveniment pentru că să fiu foarte cinstit cu dumneavoastră, de 3 ediții nu și-a asumat nimeni altcineva rolul de moderator și de om care să deschidă o conferință națională pe educație. Deci speranța este că o să găsim pentru edițiile viitoare pe cineva și eu o să fiu doar vorbitor.
Ne-am spetit, pentru că ăsta e cuvântul de o lună, să organizăm acest eveniment, că e ploaie, că e vânt, pentru că avem o idee fixă, pe care ne urmărim din 2014 și suntem deja la a treia ediție acestui eveniment. Considerăm că doar dacă există un forum de reflecție serios cu oameni angajați, sistemul de educație din România are o șansă să se îmbunătățească. Anunț deja că pe 31 august 2018 va fi următoarea ediție, a patra acestui eveniment. Deci, vă rugăm să nu ne certați, cum ne-a mai certat un vorbitor la edițiile trecute, că îi stricăm concediul în greci. Vă rugăm să nu ne certați, cum ne-au certat la ediția asta unii colegi, că le-am spus doar cu 3-4 săptămâni în avans de eveniment. Acum există un an de planificare și aștept cu interes, idei, energie, talent. Până la urmă, ăsta este rolul organizatorilor, să fie criticați, dar poate și moderatorul unui astfel de eveniment ar trebui să fie o persoană blajină, optimistă, moderat încrezătoare în viitor. Cred că nu e o surpriză că nu mă încadrez la niciunul din cele trei descrieri. Concluzia, făcând aceste evenimente, poate o să ne schimb până la finalul dezbaterii, este că, și vreau să o pun onest pe masă de la început, este că de la prima ediție a conferinței din 2014 nu s-au schimbat lucruri esențiale, structurale, în performanța sistemică a educației. Discursuri sporitoare, da. Educația declarată prioritate națională de absolut toată lumea, da. Dar în momentul când e chiar să fie într-o sală o dezbatere serioasă pe acest subiect, este foarte greu să strângi 100-200 de oameni. De exemplu, la evenimentul de azi, că vă dau din casă, au confirmat 250 de oameni plus 148 sau 150 ceva pe Facebook. Deci, teoretic, trebuia să ne călcăm în picioare în această conferință. Adevărul este că cu greu găsești 100 de oameni interesați de Sistemul Național de Educație pe care să-i pui împreună, încercând să găsești soluții pentru sistem. Știu lucrul ăsta de mulți ani. Primul nostru efort a fost, împreună cu EFSC în urmă cu un număr de ani, am conceput un manual de politici publice în educație. Ne-a luat cam un an din viață. Cu greu am găsit 100 de beneficiari interesați, cu adevărat, care să poată să primească manualul și să aibă și ce să facă cu el. 100 de beneficiari. După aceea, ani de zile am insistat să facem cursuri de politici publice în educație pe baza acestui manual, care avea inclusiv experți internaționali și așa mai departe. Cu greu am strâns într-o sală 15-20 de oameni care să fie interesați de un curs gratuit de politici publice în educație. De asta vă mulțumesc că sunteți aici, pe o zi cu ploaie. Vă spun că viitorul este ăla care se aude în dreapta, fix acela este. Sunt oameni care urmează ca fiica mea de 3 ani să ajungă în sistemul de educație și oameni pentru care schimbarea este esențială. Dar pentru această schimbare nu sunt suficienți 200 de oameni, nu sunt suficienți poate nici 200 de mii, dar la un moment dat trebuie să existe o masă critică care să pornească din această sală. Pentru că altă conferință națională pe educație, altă adunare, care să reușească să strângă mai mult de 200 de oameni, nu s-a făcut din 2013 până în prezent. Și vă dau și părerile altor oameni, în afara sistemului de educație, pentru că am vorbit foarte mult cu oameni din sistemul de educație ani de zile. Și aș vrea să ascultați și părerile acestor oameni, chiar dacă nu ne convine. De exemplu, un editor dintr-o televiziune de știri îmi spune, citat, cele mai proaste măsurători pe audiența TV le facem când dezbatem problemele educației. Am încheiat citatul.
Deci, să nu mai spunem că e prioritate națională, din moment ce audiența este afară. Un alt amic, de data asta dintr-o structură politică, spune așa, citat. Am fost rugat să mă ocup de domeniul educației la partid pentru că nu vrea nimeni să se ocupe. Am încheiat citat. Și îl întreb de ce. Și îmi răspunde. Cinic, dar îmi răspunde. Zice citat. Este un domeniu fără perspective de avansare din punct de vedere politic. Toată lumea e nemulțumită în domeniul ăsta. Toată lumea știe deja care sunt soluțiile. Bugetele sunt mereu insuficiente și mai toți care au păstorit domeniul funcții de conducere și-au cam încheiat acolo cariera politică la vârf. Am încheiat citat. Un al treilea amic, de data asta dintr-o structură importantă a unei instituții mari, îmi spune iarăși cu citat. Da, Răzvan, era vorba de venirea unui demnitar la această conferință în anii din urmă. Ce da, Răzvan? Chestia asta cu educația nu e momentul să o punem pe tapet acum. Riscăm să devină un fotbal politic între principalii actori. Deci ați aflat și că, și vă spun deschis, prin asta am trecut, prin asta trec organizând aceste evenimente, există și actori la vârf, ca să nu fie vreun dubiu, pentru care educația este citat o chestie de pus pe tapet. Și aici ne găsim. Ne-am rezervat 4 ore pentru acest eveniment, 2 ore și ceva pentru panelul principal, apoi cele 3 ateliere. Primul va fi despre centrarea educației pe beneficiar, va fi în sala centrală 1, pentru că există niște uși rabatabile care împart sala în 3, le puteți intui acolo în plasbanturi. În panelul 2 vom discuta despre stagiile de practică și modalitatea prin care le sprijină inserția în piața muncii. Este o temă propusă de voluntara care m-a ajutat în principal cu organizarea acestei conferințe alături de Andrei Dan. E vorba de Elena. Iar pentru plagiatorii care urmăresc această conferință, pentru că vor fi și unii din ăștia, mai ales că transmitem și pe Facebook, să știi așa că pentru panelul de internship-uri am scos panelul de etică academică, dar să nu se impacienteze că anul viitor la conferință readucem panelul de etică academică și antiplagiat. O să mă asigur că va exista în conferință. Al treilea panel este sub bagheta Simonei Crisbășanu și mulțumesc foarte mult că a fost alături de noi. Asociația ROI face proiecte minunate, absolut, vă rog să mă credeți, și este o metaforă bună și ideea de ROI. Pentru că ne trebuie un ROI de al bine și pentru educație. Și speranța este că acest ROI de al bine pentru educație va porni undeva de la această conferință. Știrea zilei de ieri pe domeniul educației, ca de obicei bine plasată, undeva între locul 8 și 10 în cronul de știri, se referă la școala 141 din Rahova. Pur și simplu, într-o bună zi, s-a prăbușit cu totul tavanul de la ultimul etaj al unei școli. Tavanul care s-a prăbușit la școala respectivă, de fapt, mi s-a prăbușit tuturor în cap de mai mulți ani. Este tavanul nepăsării, este tavanul lipsei de investiții, este tavanul irresponsabilității, al proastei gestiuni. Ca societate, nu știu ce mai așteptăm dincolo de prăbușirea unui tavan în domeniul educației. Poate așteptăm fizic o școală să se prăbușească cu totul. În mod fizic, nu doar metaforic, pentru că școli care s-au prăbușit cu totul, de exemplu, dau 0% performanță la examenele naționale, școli din astea avem foarte multe. De exemplu, 57 de licee care în 2015 au produs 0 succes la bacalaureat pentru 1300 de elevi. Da? Asta sunt cifre.
Și asta e doar început. În 2015, domnul premier interimar la acea dată, domnul Câmpeanu, declara public că din cele 19.000 de școli din România, doar 7% au autorizație de protecție contra incendiilor. Asta în țara în care a avut colectiv și maternitatea Giulești. Suntem în secolul 21, dar ani de zile au circulat cifre, și le cunoașteți cu toți, că se repetă la fiecare început de an școlar, cifre care spun că nu există avize sanitare în școli. Sau, mă scuzați că o spun pe de-a dreptul, în secolul 21 sunt școli în care copiii noștri nu pot trage apa la closet. Pentru că nu există closet. Nu există canalizare, mai ales în rural, măcar să învețe copilul ăla care nu are acasă o igienă, să învețe la școală, și apă. Da. Și vă mai dau câteva cifre. Citeam un studiu recent pentru educația timpurie. Nu există aproape nicio creșă în România, în zonele rurale. Multe județe au zero creșe. Cred că doamna din primul rând, care îi mulțumim că a făcut efortul să vină cu copilul în brațe, cred că o preocupă statistica asta și de asta e aici. Monitorul european al educației arată că rata de părăsire timpurie a școlii este în creștere. În 2015 era, de exemplu, de 19%. Și vorbim de părăsire timpurie în școli primare și la gimnaziu. În 2016, 56% din candidații la titularizare în învățământ au luat sub nota 7. Conform studiului PISA 2012, preocupat de prelucrat de datele de un grup de cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai, citez, PISA permite estimarea proporțiilor de elevi care sunt analfabeți funcționali, adică au probleme serioase în înțelegerea unor texte scrise de dificultate redusă. Conform PISA 2012 și a măsurătorilor aferente, 37% din elevii de 15 ani din România intră în această categorie. Am încheiat citatul. 5. În foarte multe școli din România, și vorbim deja de o cerință a Universității, a Coaliției pentru Universități Curate de foarte mulți ani, nu există afișat nici măcar bugetul propriu. Deși există o coaliție de oameni care de ani de zile spun, domnule, afișați măcar cu fotocopiat bugetul ăla pe care îl aveți, afișați-l în școală, să știe lumea pe unde se duc banii. Evident că nu s-ar afișa, pentru că atunci s-ar afla lucruri interesante, de genul faptului că școala cu tavanul căzut avea investiții de peste 1 milion de lei făcute deja și nerecepționate. Cum ne dorim ca țară să mărim salariile profesorilor cu 200%, cum aud, în condiții o facem inclusiv în acele școli în care promovabilitatea la bacalaureat este de 0%. Și nu un singur an la rând, ci ani în șir. Există licee care în 4 ani de zile, 1, 2, 3, 4, nu au dat niciun absolvent de bacalaureat. Și să nu-mi spună mie nimeni că din cele 57 de licee, și vorbesc de 1320 de tineri, nu a fost nimeni în stare să ia bacalaureatul național. Să nu spună mie nimeni lucrul ăsta, că nu au fost capabili acei copii, măcar unul din acei 1300 să ia bacalaureatul. Cum am reușit ca țară, în 2012, să avem un ministru al educației, el însuși plagiator? Și asta a fost o performanță mondială. Ne-a adus pe Nature, mi-a luat interviu pe tema asta, a fost pe afișul tuturor ziarelor, de la Sudoi Zeitung, la New York Times și așa mai departe. Ultimul lucru. Mark Zuckerberg a fost și a ținut un discurs la Harvard, la clasa de 2017, care își termină parcursul profesional. Și a spus așa. Cea mai mare provocare a generației noastre este de a înlocui sutele de mii de slujbe care vor fi distruse de automatizare și digitalizare, de la transport la medicină. Cum reușim ca în această țară să ne pregătim pentru viitorul care vine deja peste noi, când noi de multe ori
și v-am spus unde, suntem la nivelul de acum 2000 de ani. Cum vom reuși? Și asta e provocarea. Cum să susținem sistemul de educație pe termen lung, inovarea, proprietarea intelectuală, pentru că de acest lucru ține viitorul acestei țări. Dacă nu vom reuși să facem ceva, viitorul acestei țări pur și simplu nu există. V-am spus că probabil trebuia un moderator mai optimist care să deschidă această conferință. Eu v-am spus ce am avut de spus și îmi stăteau așa pe limbă să vi le transmit. Situația cred că nu mai suferă niciun fel de amânare. Nu cred că mai poate să existe niciun fel de scuză. Cred că de lucru trebuia să ne apucăm ieri. Și cred că situația este cu adevărat albastră. De asta am invitat câte un vorbitor, și încerc scuze că m-am lungit eu atât de mult, am invitat câte un vorbitor pentru fiecare latură pe care o văd eu importantă pentru sistemul de educație. Spun o văd eu, pentru că de 3 ediții am primit ceva ajutor în administrarea acestui eveniment, dar aștept cu interes în continuare oameni care să vină alături de noi și să construim împreună. Sorin Mândrățescu și cu mine lucrăm de foarte mulți ani. În 2006 am început să lucrăm pentru primul proiect educațional. Cred că poate reprezenta un punct de vedere excelent al angajatorului. Să vă spună cum sunt oamenii de la IT Company, cum îi percepe după ce au ieșit din sistemul de educație, în ce măsură reușește să-i trăinească sau nu. Coaliția pentru Educație, și mulțumesc președintei Daniela Vișanu că este pentru a doua oară alături de noi, are o propunere foarte interesantă de politici publice, ce putem face cu calitatea profesorilor. Și cred că și lucrul ăsta este foarte important de precizat. Coaliția pentru Educație, RED, Coaliția pentru Date Deschise, pentru Resurse Educaționale Deschise, încerc scuze, vine pentru prima dată alături de noi și mulțumesc reprezentantului acestei coaliții. Vine să ne spună niște lucruri care mi se par foarte importante, că nu putem avea un progres real în educație fără date deschise și fără ca aceste date deschise să fie accesibile cercetătorilor și să putem începe să lucrăm pe ele. Ligia Deca reprezintă administrația prezidențială și știți inițiativele președintelui legate de România Educată. Sunt foarte curios la finalul acestor inițiative cum se va schimba viața unui profesor de fizică, să zicem, de la o școală din Sibiu. Și sunt foarte curios să aflu acest lucru. Vlad Cherecheș este de la ANOSR. ANOSR-ul este poate cea mai serioasă structură de reprezentare studențească a tinerilor de ani de zile. Dacă vă vine să credeți, au un departament cu oameni care lucrează politici publice și vin cu propuneri în fața Ministerului, sunt foarte articulați de ani de zile în acest lucru, îi urmăresc din 2005, fac o muncă foarte solidă și sunt convins că o să ne spună niște lucruri foarte, foarte interesante. Domnul Ministru al Educației, domnul Năstase, îi mulțumesc că a venit la conferința noastră. Așteptăm să vedem ce o să ne, spună. Nu înainte să dar vă prezenta doi vorbitori foarte importanti. Cred că, având în vedere ce v-am spus la început cu calitatea construcțiilor, am adus un arhitect. Un arhitect care s-a ocupat să facă proiecte în școli, care s-a uitat pe tot ce înseamnă școli din București și vă poate spune care este situația la zi în acest domeniu. Ultimul, dar nu cel din urmă, Șerban Iosifescu, îl știți, se ocupă de calitatea în educație, în învățământul preuniversitar, are preocupări de ani de zile în domeniul ăsta, dar cred că prima și prima dată ar trebui să auzim de la angajatori. Este și motivul pentru care îl invit pe domnul Sorin Mândrățescu. Ce să vă mulțumesc.
E cu noroc. Înseamnă că voi scăpați asta. Deci, cum spuneam, am venit cu deosebită plăcere la această conferință, am văzut tematica. Nu am venit pregătit să iau cuvântul, dar, sigur, tot ceea ce s-a spus aici ține de domeniul educației. Este o conferință pe tema educației și aș dori să vă transmit câteva din gândurile mele și să răspund în același timp la o serie de întrebări care, chiar dacă nu mi-au fost adresate direct, se referă la ceea ce facem noi la Ministerul Educației Naționale. În primul rând, apreciez foarte mult pragmatismul acestei conferințe. Temele care sunt abordate și, dacă vreți, chiar din primul speech al domnului Orășanu, care dânsul spune că este a fost o prezentare sau o abordare foarte, foarte pesimistă, eu cred că aceasta este starea în care se află sistemul de învățământ și îmi asum toată responsabilitatea pentru ceea ce spun, pentru că aici suntem. Lumea nu mai vrea să audă de strategii, de programe operaționale. Deci eu m-am ferit peste tot unde am participat la diverse conferințe, m-am ferit să pronunț cuvântul strategie. M-am ferit să pronunț cuvântul reformă. Ceea ce îmi propun este ca împreună cu dumneavoastră, evident, să aducem sistemul de învățământ din România într-o stare de normalitate. Și eu sunt convins că există mai mult ca oricând în zilele noastre un interes enorm din partea societății civile, din partea zonei de business, din partea tuturor oamenilor din România, să facem ceva, să contribuim cu ceva. Deci, în această așteptare foarte lungă, oamenii vor să se implice. Adică spun, domnule, guvernanții nu au făcut nimic, iată. Avem foarte mulți ani, am semnat Pactul pentru Educație. Am dat legea educației naționale, legea numărul 1. Acum noi pregătim, iată, o nouă legea educației naționale. Deci oamenii vor ceva pragmatic și mi-a plăcut foarte mult abordarea domnului Orășanu, care a spus foarte clar. Haideți să vedem concret ce facem azi, cum spunea și domnul Mândulțescu. Doamne, ce facem azi? Ce facem mâine? Ce facem mâine? Deci, cred că în această manieră trebuie să lucrăm de acum încolo și eu încerc la minister din această poziție, care nu este foarte ușoară, să fac câte ceva astfel încât să mișcăm lucrurile într-o direcție potrivită. Vreau să vă spun că am învățat foarte, foarte multe lucruri din aceste conferințe la care am participat și ieri împreună cu domnul Mândulțescu, am mai fost și la alte conferințe, la târguri de joburi, pe la Arad, acum vreo săptămână de zile. Pot să spun că am învățat mult mai mult decât am învățat din informațiile pe care eu le primesc la Ministerul Educației, din partea direcțiilor, serviciilor care sunt în Ministerul Educației. Deci, dumneavoastră reprezentați educația reală. Una este ceea ce se întâmplă în practică, într-o școală unde, iată că ieri a căzut un tavan și ne așteptăm ca mine să cadă școala pe tot. Așa este. Aceasta este starea, trebuie să o recunoaștem, pentru că dacă nu recunoaștem, unde ne aflăm, nu putem să facem nimic. Avem impresia că suntem foarte, sau suntem într-un anumit nivel, dar de fapt noi suntem foarte, foarte jos. Deci, eu în fiecare dimineață, ca să vă spun așa programul de lucru, în fiecare dimineață primul lucru citesc revista presă. Am colegi de la comunicare, echipa de comunicare care prezintă revista presă. Și acolo ce constat? Că în comuna, nu știu care, din județul Vaslui, s-a răsturnat un microbus cu elevi. Mulțumim lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat nimic elevii sâne, dar a murit șoferul. Și acela este tot un om. Că a căzut avanul, așa cum vedeți, la școala respectivă. Și încerc să rezolv, în mod operativ, de la nivelul ministerului, în măsura pozităților pe care le are Ministrul Educației, să rezolv aceste lucruri care foarte multe țin de administrația publică locală, cum știți foarte bine, școlile din învățământul preuniversitar, sunt administrate, sunt finanțate prin bugetele locale. De ce s-a întâmplat la școala respectivă, ține de primăria sectorului 5,
primarul de acolo, ieri a ținut un consiliu local și a aprobat bani din veniturile primăriei ca să rezolve problema. Elevii au fost mutați în alte două școli, deci s-au luat măsurile respective. Am dat acum o notă către toate inspectoratele școlare în care le-am cerut ca în zilele următoare, nu ce și în zilele următoare, până la începutul săptămânii viitoare, să inspecteze din nou toate unitățile școlare din România, să încercăm să prevenim, în măsura posibilităților pe care le avem, să încercăm să prevenim asemenea evenimente. Iată, acestea sunt probleme de zi cu zi, care denotă faptul că care nu are o infrastructură, în primul rând, o infrastructură corespunzătoare, dar, așa cum a spus și doamna Vișoiam aici, nu avem profesorii pregătiți care să susțină un sistem de învățământ. Vorbeam cu ceva timp în urmă, acum o săptămână, cu ministrul educației din Finlanda și am întrebat în nume care sunt factorii care au dus la succesul învățământului din Finlanda. Așa cum știți, este un învățământ de foarte de calitate. Și am spus trei lucruri. În primul rând, nu trebuie să se amestece politicul în educație, pe primul loc. Al doilea, să aveți profesori foarte bine plătiți. Acolo, în Finlanda, înțeleg că un profesor are salariul mai mare decât un general de armată. Și al treilea lucru, infrastructura. Sunt lucruri pe care și noi le știm. Nu cred că am aflat niște lucruri noi din această conversație, dar ca să schimbăm sistemul, și eu sunt convins că toată lumea dorește acest lucru, ca să schimbăm sistemul, trebuie să ne schimbăm, în primul rând, noi. Și când spun lucrul acesta, mă refer la noi, începând de la Ministerul Educației până la portalul de la școala din comuna nu știu care primește elevii, închide și deschide școala respectivă. Deci, îmi doresc foarte mult o școală normală. Ce înseamnă, după părerea mea, o școală normală? În primul rând, cele 2000 de școli, după ultimul inventar, care nu au avize, trebuie urgent rezolvată problema avizelor. Și în acest sens, s-au alocat bani, există proiecte europene, există proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în acest sens. Și noi venim foarte mult în acest guvern să rezolvăm această problemă. Sigur că electoratul, în final, dacă nu rezolvăm această problemă, vom fi pedepsiți pentru aceste lucruri. Dar, așa cum văd că se mișcă lucrurile, eu am încredere că lucrurile acestea se vor întâmpla foarte curând. Dar, evident, și acești bani, dacă nu sunt bine gospodăriți, vorbim totdeauna despre cel 6% din PIB pe care vrem să-l aducem ca educația să funcționeze normal. Eu vin și spun, eu cred că avem bani. Chiar acest buget de anul acesta există bani. Nu-i gospodărit cum trebuie. Se întâmplă asemenea lucruri. Avem proiecte de renovare și dacă mergi într-o școală, o să vezi acolo niște lucruri care se întâmplă, se locuiesc niște uși care sunt uși din lemn masiv, chiar dacă sunt de acum 40 de ani de zile, dar sunt mai durabile și mai potrivite pentru o școală decât niște uși făcute din PFL sau din umplute cu lumeguși, care nu servesc la nimic. Așa se întâmplă. Deci, oameni, dacă nu știu că și deși au copii, au familii și trebuie să se implice, lucrurile nu vor merge niciodată într-o direcție potrivită. Programele școlare. Știm foarte bine, anul acesta, eu cred că prioritatea numărul 0, nu simt prioritatea, nu este învățământul preuniversitar, de cele două primele. Învățământul preuniversitar aici, în zona universitară, avem o autonomie universitară, avem un alt nivel de abordare, dar eu cred că învățământul preuniversitar reprezintă prioritatea numărul 0. Și aici avem această veșnică problemă a programelor școlare și mai ales a manualelor școlare, care nu reușim în niciun an să le scoatem la timp. Acum vreo lună de zile am aflat că manualul de clasa a treia, spre exemplu, a treia care vrea să fie gata de istorie, a apărut în anul 2017, când trebuia să apară acum 3 ani de zile, în urmă. Deci ca să vă imaginați unde suntem. Sau, susținem examenul de bacalaureat și examenul de evaluare națională, cele care au fost până acum și anul acesta, după legea 84. Nu legea 1.
De ce? Pentru că nu avem manuale noi pentru, pentru liceu și pentru, pentru gimnaziu. Dar de anul acesta facem manualul de clasa a 5-a, care este, va fi manual nou. Cum e posibil așa ceva? Deci noi ne-am propus ca până în 2026 să reînnoim manualele școlare. Deci manualul de clasa 12-a, manualul nou, va fi gata în 2026. Așa e programat. Ce am făcut în sensul acesta? Și aici chiar am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Deci, îmi doresc foarte mult ca această reevaluare a programelor școlare, chiar începând în clasa 1-a până în 12-a, să se facă foarte rapid și avem deja scris un proiect din această perspectivă, un proiect pe fonduri europene. Rapid trebuie făcută această reevaluare. Trebuie să abordăm, avem programele școlare pentru gimnaziu deja aprobate, dar nu sunt cele mai potrivite. Le-am aprobat, vă spun sincer, cu foarte mare reținere, am semnat ordinul respectiv, că am spus că totuși a fost munca Institutului de Știință a Educației care a creat aceste programe, le-am aprobat, dar le-am aprobat mai mult pentru a da drumul la manuale de clasa 5-a, pentru care a trebuit să lucrez două luni de zile, primele două luni de zile în calitate de ministru, am discutat, am parlamentat cu editurile să reducem termenul de producerea acestor proiecte de manuale de la 6 luni la 100 de zile. Astfel încât să intrăm într-un calendar care să ne permită în luna septembrie să avem manuale noi pentru clasa 5. Eu sper și este o mare provocare pentru mine aceasta să scot aceste manuale înainte de începerea școlii, mă refer la manuale de clasa 5. Deci, iată ce se întâmplă, cum evoluează lucrurile. Bun. Facem aceste programe și ce vreau să fac în continuare? Pentru a rezolva problema aceasta a decalajului până în 2026. Aș vrea ca pentru anul școlar 2018-2019 să scoatem simultan manualele pentru gimnaziu, adică cele care au rămas a 6-a, a 8-a. Deci, simultan. În anul 2019-2020 să scoatem simultan manualele pentru liceu. Astfel încât în 2020 să terminăm cu acest proces de înmulire a manualelor. Evident că aici trebuie să avem grijă cu evaluările naționale, cu examenul de bacalaureat care trebuie adaptat acestor manuale. Deci, altfel, vom avea generații pierdute în niște manuale care sunt foarte, foarte vechi. Deci ca să așteptăm până în 2026. Este iarăși o mare, mare provocare realizarea acestor lucruri și vreau să vă spun că am toată determinarea și chiar vreau să fac aceste lucruri. Dar, repet, dacă nu voi fi susținut, nu voi putea să duc la îndeplinirea aceste sarcini. Demnitatea profesorilor. A corpului profesoral. Foarte bine a arătat doamna Vișuream aici despre calitatea nu numai în învățământul pe universitate, pentru că se întâmplă și în universitate. Când deschid poșta, văd acolo, nu știu ce, profesor de la universitatea, la universitate chiar de medicină au așa pagă și erau cercetați de parchet și de DNA. Iar, vedeți? Deci, acestea sunt etichete care din păcate sunt puse pentru tot corpul profesoral, atât din învățământul universitar, cât și din învățământul universitar. Și eu sunt convins că avem potențial. Avem resurse necesare. Și când spun acesta, mă refer la atât la corpul profesoral, care nu sunt toți așa cum apar adesea în presă la anumite cazuri, dar și în al doilea rând la copiii noștri și la elevi și la studenți, care au potențial, așa cum vedeți, avem vârfuri în anumite domenii, dar noi trebuie să ajungem să creștem numărul acestora și să ne ocupăm nu numai de cei cu dizabilități, dar trebuie să ne ocupăm în mod special și de cei cu rezultate foarte bune. Au crescut salariile, vor crește, dar nu este suficient acel lucru. Degeaba creștem salariile dacă, într-adevăr, oamenii consideră că aceste lucruri li se cuvin foarte bine. Au fost salariile mici, am crescut. Răspunea ministrul educației din Cehia. Și la ei au crescut salariile cu 15% și era foarte nemulțumit. Nu s-a schimbat nimic în sistem. Cam același lucru este și aici.
A crescut bursele studenților, foarte bine, a crescut foarte mult bursa respectivă. Iată, de câteva zile, studenții beneficiază de gratuități și în perioada de vacanță. Deci, statul investește, dar aceste investiții, dacă nu sunt bine direcționate, dacă nu sunt bine înțelese de fiecare dintre noi, evident că rezultatele vom continua să ne gândim la aceste strategii și programe operaționale și nu vom face nimic. Deci, demnitatea profesorilor, țin foarte mult la a se recăpăta această demnitate a profesorilor și aici trebuie să lucrăm la componenta de calitate. Iar când spun componenta de calitate, acest program de formare continuă despre care s-a vorbit aici, ar vrea să fie unul pragmatic. Eu cred că lumea este saturată de prezentări, PowerPoint și de tot felul de alte minuni de genul acesta. Trebuie să orientăm această pregătire pe fiecare disciplină în parte. Cum vom face acest lucru? Îmi pare foarte bine că este prezent aici și această asociație pentru manuale deschise, pentru educație deschisă, care înseamnă foarte mult. Eu personal am analizat, am studiat această posibilitate și dorim ca acele manuale despre care vorbeam, care vor fi și pe hârtie, dar tendința este să eliminăm hârtia și să ajungem numai la manuale digitale, să devină resurse educaționale deschise. Astfel încât fiecare profesor să-și facă propria lui lecție, vorbind de alternativitatea manualului, care iarăși e un subiect foarte discutat. Și e foarte benefic pentru copii acel lucru. De acord. Dar această alternativitate ar trebui să se producă la nivelul fiecare profesor. Pentru că un manual este un suport pentru învățare. Dar nu este unic. Noi ce facem acum? Dăm manualul gratuit, dar după aceea, pentru auxiliare, există o piață. Să nu spun altă. Mă feresc să pronunț cuvinte foarte dure, dar cunosc aceste cazuri. Deci, această piață a auxiliarilor care obligă părinții tot timpul să scoată bani din buzunar, și nu numai părinții, dar și profesorii, că și ei trebuie să-și cumpere pentru că nu au după ce să predea. Lucrul ăsta nu trebuie să întâmple. Resurse educaționale deschise este, după părerea mea, soluția cea mai potrivită, cea mai puțin costisitoare și care îi permite fiecărui profesor să devină el profesor. Profesor Popescu Ionescu, Năstase, cine o fie acolo, dar el să-și facă lecția. Nu se ia de-a gata un manual și să meargă în fața elevilor să citească din manualul respectiv. Deci, aceasta este tehnologia și iată că ne ajută foarte mult să facem aceste lucruri. Și tot pe proiecte europene, tot pe fonduri europene, avem pregătit deja un asemenea proiect. Proiectul ROS, despre care a vorbit doamna Vișianu, și eu sunt surprins că acolo e o sumă foarte mare de bani, dar le-am dat ca temă să producă programele școlare, ca aceste programe pentru liceu se vor produce aici într-un an de zile. Deci le-am schimbat calendarul proiectului și au ca prioritate să facă programele școlare astfel încât în 2019-2020 să putem să scoatem simultan manualele pentru liceu care să respecte aceste programe școlare. Spuneam la început că este un interes deosebit din partea întregii societăți, mai ales din zona de business. Am avut discuții cu foarte multe ONG-uri în zona aceasta și vă invit și pe dumneavoastră să participați împreună cu noi la ceea ce vrem să construim pe aceste proiecte europene. Avem câteva proiecte pe zona de pre-universitate foarte importante. Dar dacă dumneavoastră veniți alături de noi și am invitat și vă invit și pe dumneavoastră și organizațiile dumneavoastră prezente aici, să vă uitați la aceste proiecte, să ne dați sugestii astfel încât ele să fie bine targetate și să obținem ceea ce ne dorim cu toți. Cred că am vorbit cam mult. Mulțumesc, o să mai fi și o sesiune de întrebări și răspunsuri eventual. Da? Da. Dacă mai este... Mă opresc aici și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamne ministru.